Inspirați, expirați. Simțiți o lumină albă care se coboară din cer și pătrunde din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare. Și această lumină vă protejează și lasă să vină spre voi doar informațiile care vin din sursă divină și doar acelea care sunteți pregătiți. Inspirați, țineți expirația. 1, 2, 3. Expirați. Și încă o dată. Inspirați adânc. Țineți respirația. 1, 2, 3. Expirați. Și încă o dată. Inspirați adânc. Țineți expirația. Expirația, 1, 2, 3. Și simțiți acum și aici cum sunteți într-o bulă de lumină. Este o energie care vă înconjoară. Simțiți această energie galbenă. Care vă înconjoară acum. Și aici. Și ne invocăm acum și aici, alături de noi, pe Arhanghelul Uriel. Și Arhanghelul Uriel vine cu o lumânare aprinsă. Este o lumânare albă aprinsă. Această lumânare este între voi. Te roagă să ții și tu această lumânare. Și țineți împreună această lumânare. Și începi să te uiți la flacăra acestei lumânări acum. Vezi cum dansează aceste flăcări, cum se scurge ceara. Arde. Poți să simți căldura lumânării, energia ei. Menții privirea și simți parcă cum se scurg din tine toate acele blocaje care te țin departe de calea inimii. Și pur și simplu acum, cu ajutorul Arhanghelului Uriel, transferi toate fricile, incertitudinele, grijile, întrebările. Neclaritățile către acea lumânare. Și simți cum acestea se ard acum și aici. Lasă să se transfere tot din corpul tău care te mai ține. Legați sau legată de anumite situații, oameni, contexte care nu-ți mai sunt benefice. Și Arhanghelul Uriel îți spune acum și aici să dai și acel văl de pe ochi, să-l transferi acele lumânări. Da, acum poți să o vezi mai bine, vezi mai clar. Lasă acea lumânare să ardă cu tot ce nu-ți mai servește ție acum și aici. Arde. Și Arhanghelul Uriel
Te ajut acum și aici. Să te transformi în acea lumânare. În această viață, spune Arhanghelul Uriel, ești o lumânare. Ai un început și un sfârșit. Și este bine să arzi cât mai frumos, să te bucuri de tot și să nu mai lași nicio clipă din viața ta să treacă fără bucurie, fără recunoștință, fără iubire. Arhanghelul Uriel te ajută să conștientizezi efemeritatea ta pe acest pământ. Ești un muritor. Doar iubirea ta este eternă. Adu-ți aminte de asta. Și devii acum și aici conștient, conștientă că viața trebuie trăită în fiecare clipă și că nu trebuie să ratezi nicio secundă, niciun moment. Inspir, expir, devii tu, știind acum că fiecare clipă contează. Și acum și aici, Arhanghel Uriel, te întreabă dacă mai ai ceva de ars cu această lumânare, dacă mai sunt rămășițe pe care vrei să le dai aceste lumânări, pentru a le arde acum și aici. Arhanghel Uriel îmi spune să mai arzi acum și aici acele jurăminte pe care ți le-ai făcut, conștient sau inconștient, de-a lungul vieții, și să le arzi acum cu această lumânare. Apoi inspiri, expiri. Mulți dintre voi ați făcut jurăminte de sărăcie, așa că va trebui să vă deslegați abundența, spune Arhanghel Uriel. Sau ați făcut jurăminte de castitate. Vă eliberați de ele acum și aici. Câteva persoane au făcut jurăminte de a fi războinici, războinice. Iar câteva au făcut jurăminte de sclavie. Lăsați să se ducă acum și aici. Transferați-le către acea lumânare și lăsați să se ardă toate aceste jurăminte. Toate jurămintele pe care le-ați făcut conștient sau inconștient se ard acum și vi se eliberează drumul spre noi începuturi. Și Arhanghel Uriel ia apoi această lumânare și imaginează-ți cum o întinde spre soare. Și această lumânare devine un soare. Este în soare, acolo unde se transformă tot ceea ce voi i-ați dat.
Iar apoi Arhanghelul Uriel îți pune mâna în zona plexului solar și te conectează cu soarele tău interior. Iar acum soarele de pe cer cu soarele tău interior comunică și sunt conectate. Soarele de pe cer hrănește soarele tău interior și puterea ta interioară, visele, dorințele, credința, puterea, minunea de a fi. Apoi îți imaginezi cum tu ești un soare și emani lumină peste tot pe unde mergi. Și Arhanghelul Uriel îți arată acum și îți aduce o anumită situație din viața ta care necesită clarificare sau o anumită decizie pe care trebuie să o iei. Îți aduce acum și aici acea situație în fața ta și îți arată cum poți să o luminezi cu lumina ta interioară și te ajută să afli răspunsul acum. Vezi cum se luminează, se clarifică acea situație și primești răspunsul acum. Ai puterea asta. Inspiri, expiri și mai cer un mesaj Arhanghelului Uriel. Ce mai trebuie să clarifici? Ce nevoie să știi? Ce e nevoie să vezi? Poate ceva ce nu vrei să vezi. Și te ajută în primul și în primul rând să fii sincer cu tine. Inspir, expir și mulțumești Arhanghelului Uriel. Poți să-ți pui mâna pe plexul solar, să știi și să devii conștient de puterea ta interioară, de soarele tău interior. Și mulțumești Arhanghelului Uriel. Simți liberare, putere, credință și încredere. Simți claritate și iubire. Și inspir, expir. Și te reîntorci încet, aici și acum, în această încăpere, în acest spațiu.